Bună, dragii mei prieteni din zodia Vărsător și cei care aveți ascendentul în această zodie și bine v-am regăsit la un nou mesaj al îngerilor pentru luna august. Persoanele care vizionează acest clip și încă nu sunt abonate la canalul meu de YouTube, le invit să se aboneze pentru a putea fi la curent cu următoarele videouri pe care le voi posta. Vă puteți abona apăsând, dând click pe abonează-te sau subscribe. Nu uitați să dați acestui clip un like pentru susținerea canalului pe viitor. M-am gândit să fac un live în viitorul apropiat, în care să vă răspund gratuit la întrebările pe care le aveți dumneavoastră. Da, dumneavoastră îmi veți scrie întrebarea pe chat, dar eu o văd și vă răspund la acea întrebare. Dacă doriți acest lucru, să fac acest live, aștept comentariile dumneavoastră. Dacă nu vor fi foarte multe persoane interesate de acest lucru, nu voi face acest live acum. Mai târziu, dacă îmi vor fi mai multe persoane interesate. Prima carte a îngerilor pentru voi, pentru luna august, este Cristal. Cea de-a doua carte, cartea Arhanghelului Mihail, bazează-te pe sprijinul lui Dumnezeu și al îngerilor. Următoarea carte a îngerilor este Sincronizare perfectă și am extras și o carte din oracolul viziunilor spirituale. Încep cu prima carte a îngerilor, Cristal, care vă transmite mesajul că în această lună trebuie să îți păstrezi credința și speranța, deoarece la orizont este, da, ceva nou, ceva pozitiv, care va apărea în viața ta, dar încă nu se vede. Trebuie să mai ai puțină răbdare, da? Să nu-ți pierzi răbdarea și credința. Următoarea carte pentru voi, cartea Arhanghelului Mihail, bazați-vă pe sprijinul lui Dumnezeu și al îngerilor, cereți ajutor divinității și îngerilor, lăsați pe alții, lăsați persoanele apropiate, lăsați prietenii sau pe oricine altcineva să vă ofere ajutorul atunci când aveți nevoie de ajutor. Da, atunci când nu mai faceți față unei anumite situații, lăsați și pe ceilalți să vă ajute, da? Cereți-le și celorlalți ajutorul. Nu mai faceți de unul singur, da? Poate fi vorba chiar și de un sfat pe care îl puteți cere unei persoane apropiate. Această carte vă mai transmite mesajul că este indicat să apelați la un consilier pentru a putea să vorbiți deschis despre sentimentele dumneavoastră și să le sistematizați. Trecem la următoarea carte a îngerilor, Sincronizarea perfectă, care spune că acum, în această lună, este cel mai potrivit moment să acționezi conform inspirațiilor. Ușile sunt deschise, iar tu treci prin ele
avându-ne pe noi îngerii alături. Nu amâna acest moment, nu ezita, deoarece ai pregătit toate ingredientele pentru a ajunge la succes, pentru a avea succes. Totul și toate sunt alături de tine în această lună, sprijinindu-te pentru un rezultat pozitiv, pentru a avea un rezultat pozitiv. Această carte mai vorbește și despre faptul că trebuie să acționezi. Spune că situația în care te afli sau relația cu partenerul tău, cu persoana iubită, va evolua bine dacă nu amâni anumite lucruri sau dacă nu amâni anumite discuții, da? Trebuie să iei o hotărâre, o hotărâre definitivă. Orice blocaj din trecut a apărut în viața ta, deoarece momentul ales de tine nu a fost momentul potrivit. Și atunci, ca și cum tu ai forțat puțin lucrurile, iar divinitatea, îngerii, ți-au spus: nu poți acum, stop, oprește-te și așteaptă, da, momentul potrivit pentru a face acest lucru. Trecem la următoarea carte, cartea din Oracolul Viziunilor Spirituale. Această carte vorbește despre nelimitare, despre infinit, despre soluții infinite, despre perseverență, despre faptul că noi putem și avem puterea de a crea viitorul nostru și că ar trebui să fim mai pozitivi și să ne așteptăm la lucruri miraculoase, fără să punem anumite condiții. Vreau să se întâmple în acest fel. După cum se poate vedea, o maimuță, da, care prin alegerea sa, printr-o alegere aleatorie, a unui număr sau a unei litere, da, poate forma un cuvânt fără să știe exact, da, alegând niște litere, formează un cuvânt fără să știe acest lucru. Conceptul abstract al infinitului primește în această carte o referință vizuală. Această carte reprezintă posibilitățile nelimitate pe care le are individul și pe care le avem și noi prin dreptul nostru divin pe acest pământ. În ciuda șanselor sale infime, da, șansei pe care o are această maimuță de a descifra ceva sau de a găsi soluția perfectă, da, și doar prin imaginația ei și doar prin ceea ce crede ea, poate, da, crea scenarii minunate, da, și acest lucru ne indică că trebuie să fim liberi și trebuie să ne dăm libertate imaginației să creeze anumite scenarii, da, care pot avea loc în viața noastră. Este tentant să considerăm că orice obiecte personale sau ambiții
indiferent cât de fantaziste ar părea ele, pot fi atinse prin aceleași criterii ca analogia noastră shakespeariană. Iar acea teorie shakespeariană spune că nu trebuie neapărat ca lucrurile să fie în ordinea exactă, da? Ci noi le putem alege pur și simplu aleatoriu, da? Pentru a forma un întreg. Da, e puțin mai complicat. Eu sper că m-ați înțeles ceea ce vreau să spun. Da, adică niciodată nu trebuie să stopezi, nu trebuie să spui eu atât am putut, eu atât pot, mai mult nu pot. Ține și de relații, ține și de locul de muncă, ține și de relații în general cu celelalte persoane și luând lucruri, și asta, și asta, și asta, pot să creez ceva minunat în viața mea, dar trebuie să fac ceva, da, pentru a crea acele lucruri minunate, acele lucruri frumoase. Dragii mei, mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la un nou clip. Pe curând!